Pentru partidul PAS aflat acum, având majoritatea parlamentară, este caracteristic egoismul și nu, spunem, nu aș putea să mă rețin să nu-i zic provincial. Știți? Este gândirea asta provincială, la nivelul ăsta. Mule, tu ești deputat a Republicii Moldova, recunoscută peste 150 de țări. Avem relații, tu ești stat. Tu reprezintă statul, nu reprezinți Mahala, nu reprezinți colectivul ăsta tău, nu știu, de băieți, ori de fete, da? Ori colectivul de la saună, tu reprezinți țara. Și anume, abordările trebuie să fie ca om de stat. Cu părere de rău, în cadrul guvernului PAS-ului, sunt oameni practic nepregătiți și neeficienți. Eu aș vorbi despre ministra mediului, Ileana Cantaragiu. Cum poți să, cum a declarat, că n-am rezistat presiunilor vânătorilor și am permis vânătoarea în Republica Moldova. Noi nu avem păduri suficiente, noi nu avem animale suficiente. Iepurii ăștia nu-i avem ca să-i vânăm. Noi avem mai mulți vânători decât iepuri cu 50 de ore, 100 de vânători la un iepure, care e în Republica Moldova. Din contra, trebuie păstrată fauna. Că am cedat. Păi, dacă nu poți ceda, de ce ești ministru? Așa, acum, a doilea subiect. Că cu râul Nistru nu sunt mari probleme, noi să ne clarificăm cu Ucraina. Noi, ieșind Partidul Verde Ecologist împreună cu verzii din Ucraina, am ieșit în teritoriu în 2021, la Novodnistrov, la Dnistrov, și am văzut acolo se sapă, se construiește, se acumulează. Noi vedem că debitul de apă nu este. Cum tu să zici că sunt niște probleme, dar o să le soluționăm cu partea ucraineană? Trebuie să te lupți pentru aceasta. Pe urmă, cum noi să înțelegem că ministra mediului acceptă, a dat aviz pozitiv la incinerarea anvelopelor. Domnul Spaniu, puteți să vă imaginați într-o țară dezvoltată, da, așa aviz?